Of, am nisip în șlapi. Ce nervant e! M-am săturat, îi dau jos. Trebuie să iau cu mine. Azi trebuia să mă distrez, nu să mă enervez. Wow, uite cum și-a prins tipul ăsta sandalele. Eu de ce nu m-am gândit la asta? Ce tare e petrecerea asta! Stai puțin, vreau ceva de băut! Hei, vreți să vă umplu paharele? Ce bate vântul, îmi ridică fusta! Nu, băuturile și mâncarea! Bate prea tare vântul, hai să plecăm! Stați, nu plecați, am o soluție, vă promit! Am putea să-i dăm o șansă? Ce mă fac? O să plece toți! Trebuie să pot face ceva! Haide, gândește-te la ceva! Nu mai am timp! Stai! Aia era o tavă de brioșe? Clar o să funcționeze! Hei, m-am întors și am tăvi de petrecere! Vedeți? Acum vântul nu mai poate dărâma nimic! Wow, ce idee bună! Ai salvat petrecerea! Ah, suntem gata de plajă! Hai să mergem! Prinde-o! Ce bine alergi prin apă și lovești mingea aia! Selfie la plajă! Ah, ce puternic e soarele! Oh, mă doare tot corpul! Oh, nu mă atinge! Sunt prea ars de soare ca să te ating! Ce ne facem? Stai! Cred că știu soluția! Avem planta asta de aloe vera! O putem folosi pentru a ne calma arsurile solare! O să folosesc un cuțit ca să o tai cu atenție în două! O, da! Uite ce de gel de aloe! O să-l scot cu o lingură! Perfect! Fix așa! Acum o să-l pun într-un blender. Pun capacul și îl omogenizez. Așa! A fost foarte rapid! Acum e mai lichid, deci îl pot turna într-o tăviță pentru cuburi de gheață. Fix așa! Și evident, mai e și pasul următor. Să o congelez! Cuburile de gheață din aloe sunt gata! Ok, ești atentă? Uite! Răcoresc și vindecă! Aloe vera e grozavă pentru arsuri! Uite! Pielea mea arată deja mult mai bine! Nu cred! Dă-mi-l și mie! Avem o tavă plină! Ia și tu un cub! Vai de mine! Ce distractiv e vara cu cortul! Mai ales dacă organizezi și un picnic delicios! Ia să beau ceva! Ah, dorm atât de adânc când sunt în mijlocul naturii! Puh, de la mine vine! Miros urât! Hei, voi folosi astea ca să mă spăl! O să atârn punga asta plină cu apă de o ramură. O să-i dau câteva găuri și apoi cu puțin șampon fac un duș în aer liber. Ce faci acolo? Ce curat ești! Poftim, bea o cola! Hei, vrei să intrăm în apă? Stai! Stai puțin! Nu putem să ne lăsăm lucrurile nesupravegheate! Cineva ne-ar putea fura banii! Hai, dreptate! Hai să le verificăm! Uite-le! Se pare că nu mi-au dispărut banii! Și totuși, ce facem? Hei! Cred că putem folosi peria asta! Uite, scot partea cu perii! Apoi împăturez bancnotele, astfel încât să intre perfect în perie. Apoi pun la loc partea cu perii. Vezi? Și îmi pot peria părul în continuare. Hei, periază-mi și mie părul!
uite, un câine flăcos! Hei, Cuțu, o să te periez! Oh, ce cuminte ești! Îți place, nu-i așa? Uite ce de blană! Peria e în continuare funcțională! Câh, da, să nu mai folosești pe propriul păr, dar ai ascuns banii de minune! Acum putem înnota în mare în sfârșit! Au plecat! Ia să le fur banii! La naiba! N-au nimic aici! Și peria asta? Ce grețos, cât păr! O șterg de aici! Ah, ce frumos e azi afară! O să am o după-amiază perfectă! O să mă relaxez, o să stau la soare și o să citesc! Wow, se face cald, nu glumă! Un selfie și o gustare! Of, ce cald e! N-ar strica ceva dulce după chipsurile astea? Oh, nu! Mi s-a topit ciocolata! Și sticla de Sprite frige! Asta mi-a cam stricat după amiaza. Dar cred că pot face ceva. Ok, mi-am luat cutia și o să-i pun niște folie pe fund. Folia asta e termoizolantă. Păstrează chestiile așa cum sunt, fierbinți sau reci. Așa, am acoperit toată cutia. Acum am nevoie de un burete. L-am pus într-o pungă și voi adăuga niște apă. O să sigilez punga. Acum o să o bag în congelator. Așa o să înghețe bine de tot. E gata! O să-l pun în cutie alături de ceilalți bureți. Ce bună e cartea asta! Și ce cald de afară! Ia să beau ceva rece! Ah, ce răcoritoare e! Geanta mea frigorifică improvizată a funcționat! Ce parc frumos! Mă bucur că am ales să merg la plimbare! Ce-a fost asta? Ah, la naiba! Mi-a căzut înghețată pe pantalon! Serios? M-am așezat pe o gumă? Ce nervant! Asta e, n-am ce face. Trebuie să mă schimb. Ia să vedem. Unde m-aș putea schimba? N-am unde, evident. Asta e, o să mă schimb aici. Dar nu vreau să mă vadă nimeni. O să trag pantalonii pe un picior, apoi îi trag către celălalt picior. Ok, acum bag celălalt picior. Perfect! Acum am pe mine pantalonii curați. Deci îi pot da jos pe cei murdari. Așa, acum am iar haine curate. Tu ce preferi? Să mergi la plajă sau la piscină? Spune-ne într-un comentariu. Și nu uita să arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta.